Andoni vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri. Incident șocant în capitală. Un biet bărbat cu mari probleme de sănătate a ars de viu după ce a luat casa foc. Cel mai probabil incendiul a izbucnit de la un aparat de aer condiționat supra-solicitat. În aceste zile caniculare, familia îl folosea foarte mult, spun vecinii, iar priza care l-a alimenta cu energie electrică ar fi luat foc. Soția și fiul bărbatului ar fi încercat să-l salveze, dar n-au reușit. Pumpierii și polițiștii au scos și pe ei în ultimul moment. Atenționază imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Ministrul Sănătății a fost chemat la sediul guvernului ca să dea explicații în scandalul izbucnit la Spitalul Sfântul Pantelimon. La ieșirea de la discuțiile cu Marcel Ciolacu, Alexandru Rafil a precizat că nu-și dă demisia, dar spune că va cere un audit extern. Tot astăzi, un deputat USR a depus o sesizare la parchetul general prin care cere ca Ministrul Sănătății să fie cercetat pentru abuz în serviciu și neglijent. Și dacă nu iau, doar nu un capăt de lume. Cu acest gând s-a prezentat, relaxat, la bacalaureatul de toamnă, unul dintre cei 33.000 de tineri care n-au luat examenul în vară. Sesiunea a început cu proba de limba română, de la care 25 de candidați au fost eliminați pentru fraudă. Restul au făcut analiza unei poezii de Bacovia sau Eminescu. Ce a ieșit, vedeți chiar acum. Compania Qatar Airways a cumpărat de la Tarom sloturile orare de operare pentru aeroportul Heathrow din Londra. Contravaloarea tranzacției este secretă și face parte din planul de restructurare a companiei naționale, care speră că va termina acest an fără pierderi. Tarom a renunțat la mai multe zboruri în ultimii ani, cum ar fi cele spre și dinspre Barcelona, München or în piața Unirii din centrul capitalei vor începe curând ample reparații la placa de beton de deasupra Dâmboviței. Contractul de finanțare a fost semnat, iar constructorii anunță că vor lucra pe bucăți. Autoritățile dau asigurări că traficul nu va fi restricționat anul acesta. Interdicțiile vor apărea după jumătatea anului viitor, când pasajul Unirii, tranzitat zilnic de 60.000 de mașini, Ministerul Agriculturii a anunțat astăzi cum îi va sprijini pe fermieri în condițiile în care sute de mii de hectare de culturi agricole din toată țara au fost arse de se secetă. Agricultorii ar putea fi scutiți de plata ratelor la bănci până anul viitor, iar fermele care au credite ar putea beneficia de o dobândă mai mică. Marea Neagră este din ce în ce mai caldă, atrag atenția specialiștii, iar acest lucru ar putea afecta pe termen lung fauna și ecosistemul. La începutul lunii august avea 29,5 grade Celsius, valoare care n-a mai fost atinsă în ultimii 25 de ani și Marea Mediterană a stabilit un nou record zilnic. Potrivit experților climatologi, dezechilibrul sistemului poate provoca și un nou tip de furtuni nemai întâlnit în zona noastră. Cea mai reușită vacanță de Sfânta Maria pe litoral din ultimii ani. Un prim bilanț arată că cei 250.000 de turiști care și-au petrecut cele patru zile libere la mare au cheltuit cel puțin 150 de milioane de euro pentru cazare, mâncare și tot soiul de tentații de sezon. Gradul de ocupare în majoritatea hotelurilor a fost de 100%. Cele mai multe rezervări au fost făcute în Mamaia, Eforie Nord și Neptun. Ce o invitație la visare. Cea mai mare și mai strălucitoare lună plină din 2024 va putea fi admirată în această noapte și în România. Superluna albastră, așa cum este numită de specialiști, e un fenomen astronomic rar. Ultima a fost acum... Starul cinematografiei franceze Alain Delon va fi condus pe ultimul drum cu cât mai multă discreție. Potrivit freței franceze, celebrul actor va fi înmormântat la Duși, un sat cu puțin peste 1300 de locuitori, în care a trăit aproape o jumătate de secol. Artistul nu a dorit omagii naționale, dar cu toate acestea, apropiații lui iau în calcul o ceremonie deschisă publicului la o dată ulterioară. Pentru românia Alain lasă în urmă și un obiect vestimentar care poartă numele, un cojoc produs la orăștie și care în anii 70 a fost extrem. Armata ucraineană a a variat un al treilea pot peste râul Seim în vestul regiunii ruse Kursk. Distrugerea celor trei poduri este menită să împiedice aprovizionarea trupelor rusești, precum și transferul acestora. Următoarea țintă a forțelor Chievului ar fi să preia controlul unui pod strategic peste râul Psiol. În timp ce unii comentatori văd în ofensiva ucrainană șansa de a schimba decisiv cursul războiului și de a grăbi negocierile de pace, alții o consideră. Peste câteva ore, Joe Biden își va lua adio de la viața politică după 50 de ani de activitate prodigioasă. Președintele va preda solemn ștafeta Kamala Harris în deschiderea Convenției Partidului Democrat. La evenimentul organizat la Chicago vor participa 50.000 de persoane, delegați, voluntari și susținători, toți cuprinși de un entuziasm lipsitor. Umblă vorba că la convenție își vor face apariția și nume mari de la Hollywood și chiar superstaruri ca 200 de pompieri asistați de 38 de vehicule încearcă să țină sub control incendii de vegetație în sufletul și să mergem la Roma ca să explorăm Fontana di Trevi, mai exact în adâncurile ei. Fântâna în stil baroc este alimentată de un apeduct construit de romani în urmă cu mai bine de 2000 de ani și care funcționează perfect. În cel mai nordic land al Germaniei, un campionat deopotrivă murdar și amuzant tocmai a avut o ediție de pomine. Sub pretextul unor întreceri sportive, participanții s-au tăvălit în noroi din cap până